Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne de nou la treabă. Suntem, să văd dacă s-a încadrat bine. Eu nu se urmărește dacă e încadrat tabla. Vreau să... Da? Deci acolo mai partea asta se vede bine, da? Bine. Așadar, spuneam, ne apucăm de treabă. Facem și prima dată înregistrarea și transmisiunea în direct. Așa, dragilor, a venit timpul mult așteptat de noi, acela de a face transmisiuni în direct pe Prof Online. Nu vă rămân decât să vă anunțați colegii, la ora asta, la 5, tot timpul va fi lecția făcută, tema pentru a doua zi, la clasa a 6-a. Așa, pornim la treabă, nu ne mai întindem cu vorba. Și căutăm să vedem tema pentru mâine. Deci, exercițiul numărul 33, da? 33, la pagina 10. Zice așa, se știe că 11 asupra 5b, 11 a supra 5b, este egal cu 5550. Da? 11 a. Tema pentru clasă. Clasa a 6-a. Bine. Calculați APB. APB e egal cu 5. Iruna, te rog să mă ajuți. Cum îl găsim pe asupra B de aici? Păi știm că 11A este egal cu 550 împărțit la 5B. Adică te gândești să-l scoți pe 11A de acolo? Cât ar fi 11A? 11A ar fi... 550 ori 5B? Da. Dar nu, mie nu trebuie A, ci îmi trebuie A supra B. Da? Îmi trebuie A supra B. Ei, cum mai putem scrie 11 asupra 5b? Aici vreau să fii atent. Ca 11 ori a, pe 11 ori a supra 5 ori b. Sau, altfel, 11 pe 5. 11 pe 5 ori a pe b. Corect. Deci, 11 supra 5 ori a supra b este egal cu 550, da? Da. Și acum, ce mă întreabă autorul? Pe cine să caut eu de aici să găsesc? Pe A, pe B. Sigur că da. Asta trebuie să găsesc. Deci A, pe B este egal cu 550 împărțit la... Deci A, pe B este egal cu 550 împărțit la 11 pe 5, da? De unde A, pe B este egal cu 550 împărțit la 5 ori 5 pe 11. 550 ori 5 pe 11. 5 supra 11. De unde A pe B este egal cu... Hai să vedem dacă putem face simplificare. 550 se simplifică la 11. Da. Și vine 11 în 55 de 5 ori... 50. 50 ori 5. 50 ori 5, 250. 250. Hai să te gândești. Hai să vedem care a fost chestia importantă, frumoasă aici. Să scoatem numai pe asta. Deci să simțim că poate fi aranjat și altfel, 11 asupra 5b. Sigur, graba este să aduci la aceeași numitură, dar stricăm exercițiul. Noi trebuie să urmărim foarte bine ce ni se cere. A pe B. Foarte bine. Să încercăm să-l izolăm. Ei cum? De la mulțirea două fracții au provenit 11 asupra 5b. 33, 34. Care sună așa. Zice, se știe că 4a pe 3b, 4a supra 3b, este egal cu 7,8. Calculați 5a pe 9b. 5a supra 9b egal cu 5. Păi de aici facem 4 pe 3
ori A pe B egal cu 7,8. Perfect. Deci 4 pe 3 ori A pe B, ai văzut că ești de unul ne ajută? Da. Deci pe 4 asupra 3B îl surprindem ca fiind 4 pe 3 ori A pe B egal cu 7,8. Nu scrie 78 pe 10? 78 pe 10, foarte bine. 78 supra 10, care înseamnă... Hai să simplificăm prin cât? Prin 2. 2. Și face 39. 9 pe 5. 5, corect. Și mai fi să... La 4 pe 3, să facem... Să ne amplificăm cu 3. Hai să ne folosim de exercițiul de mai sus, că tare a fost interesant. Deci APB... Am putea scoate APB. Da. Și dacă îl știm pe APB... O să facem și 5 A... Înmulțim APB cu 5 pe 9. Da. Deci dacă avem APB, de acolo ne descurcăm. O să mulțim egalitatea cu 5 pe 9. Da. Și atunci rezultă. Egal cu 39 pe 5. APB egal cu, 30, cu 7, 39 pe 5. Împărțit la 4 pe 3. Împărțit la 4 pe 3. E dat mai departe cu... Egal cu 39 pe 5 ori 3 pe 4. Pe 5 ori 3 pe 4. Și egal cu... Și egal cu... 107 pe 20. 100... 27. 107. 107. 117, nu? Da. Iar 9, 27. Pe 917. 117 pe 20. 20. Deci, avem A pe B. Deci A supra B, din una, egal cu... A supra B egal cu 117 pe 20. Noi avem nevoie de cât? De 5A pe 9B. 5A pe 9B. Adică 5A pe 9B o să fie egal cu... Deci mulțim egalitatea asta cu cât o mulțim în ambii membri? Cu 5 pe 9. 5 pe 9. Da? Mulțim cu 5 pe 9 și atât că vine echivalent cu... 5 pe 9 ori 117 pe 20. 5 pe 9 ori A pe B. Da. Ori A pe B egal cu 117 pe 20. Da. Ori, și ori, ori 5 pe 9. 5 pe 9. Și 5 cu 20 se simplifică. Da. Și face 4 aici. Și 117 cu 9 cred că se simplifică. 3. Da. Merge sigur, 13 face aici. Mm-hmm. Și atunci îmi rămâne că 5A plus 9, supra 9B, 5A supra 9B este egal cu 13 pe 4. 13 pe 4. 13 pe 4. Terminat. Ești. 34, 35. Ia să vedem la 35 ce avem. Zice așa. Iată, trecem la exerciții, trei stele, da? Mai interesante par să fie. Calculați raportul A pe B, deci A supra B, egal cu cine? Știind că A este 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 60, deci A-ul, iar B-ul este 1 pe 2, ori 2 pe 3, ori 3 pe 4, ori puncte, puncte și mai departe, ori 59 pe 60. 59 pe 60. Să găsim pe A pe B. Ce ar trebui făcut aici? Să împărțim cele două fracții. Să calculăm pe A, să vedem cine este A-ul. Să căutăm și pe B-ul. Și pe urmă numim pe A și pe B. Da. Mihai, la ce te rog? Vrei să te duci, să vezi eu nu dacă o plecat, eventual să închizi ușa. Nu mai e sus, da. Așa. Deci, A o egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 60, B o egal cu 1 pe 2, ori 2 pe 3, ori 3 pe 4, ori puncte, puncte și mai departe, ori 59 pe 60. Cum procedăm? Păi știm că A este egal cu 60, A are 60 de termeni. Deci
este suma primilor 60 de termeni. Cu cine ar fi? Ca să aflăm suma e n plus 1 ori n, ori n. Nu? Nu chiar ori n. Păi ar n pe primul cu ultimul, nu? Da. Pe al doilea da? Cu... La el. Așa, am uitat. Pe al doilea deci, cu penultimul. Al doilea cu penultimul. Și înmulțim la câți termeni sunt. Câte echipe de astea să fac? 60. Tot 60? 30. 30, nu de fapt. Atât. Da? 30 de echipe. Adică jumătate din numărul lor. Așa că tu ai zis că e egal cu 1 plus 60 ori... Nu ori 60, ci ori 30, care înseamnă 60 pe 2. Da? 60 pe 2. Și atunci ne amintim formula. Era vorba cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Motivul că s-a înjumătățit, nu? Numărul perechilor e jumătate din numărul numerelor. Și atunci iată că avem aici 60 cu 2 simplificăm. Deci 30 ori 61. Deci au egal cu 30 ori 61 și face egal mai departe. Să ștergem tabla sus între timp să și usucă. Cât face acolo? Te rog să face mulțirea. 2, simplificăm 60 cu 2 și o să fie 30. Deci 30. Și o să avem că 61. A este egal cu 30 ori 61, care e egal cu... Cât? 3 ori 1, 3, 3 ori 6, 18, 180, 1830, nu? Da. Deci 1830 este au. Da. A, B. Hai să vedem B-ul pe toată. Ia calculează tu pe B. B-ul va fi 1830 pe... B-ul. Da, și nu vezi că B-ul e 1 ori 2 ori 3. 1 pe 2 ori 2 pe 3. Aduc 1. Da, cum vreau. Hai să vedem. Cu calm, Miruna, cu calm, da. Să vedem exact. Ce știm la... sunt mai multe fracții de mulțite aici, nu? Da, eu observ o chestie. Ce chestii interesante observăm aici? Înainte de a face mulțiri, ce facem? 3 cu 2, 3 cu 3. Păi foarte tare chestia asta. Autorul ăsta a vrut să fie. 4 cu cine ar fi fost scris. Da. Și 59 cu 59 de aici. Da. Și o să rămână 1 cu 60. 1 cu 60. Foarte rapid am găsit pe A și pe B, da? Corect. Și atunci A supra B, A supra B va fi egal cu... Care o să vorbești? 1830 pe 1 supra 60, da? Și da? Egal mai departe, te rog să vă văd. Și egal mai departe cu 1830 da. Pe 1 pe 60, care o să acum le facem. Păi cum fac asta? 60. Deci 1 pe 1830 supra 1 pe 60. Da. Adică trebuie să facem cât dă 1 împărțit la 60. Nu sunt 4 la 60, mă, fac împărțirea aceea, dar... Ideea de lucru aici, hai să vedem. Care linia e importantă? Asta este linia importantă, da? Eu pot să spun că 1830 pe 1. Da. Da? Și am două fracții de împărțit. Nu, pe 60. Da. Cum se împart două fracții? Împărțim 1830 la 1 pe 60. Adică... Pe, cum se împart acum? Cum se împart două fracții? Mulțim prima cu a doua inversată. Da. Păi, am mai făcut asta, nu? Deci egal mai departe cu 1830 pe 1. N-are rost să-l pun, dar îl pun așa ca să înțelegi mai bine. Pe 1 ori 60. 60 pe 1. Se face, ia să vedem ce se face la mulțiri. Deci, punem două zerouri repede, da? 6 ori 3, 18. Hai, Miruna, vorbește tu, că nu trebuie să facă mulțirea. 109 pe lângă... 109,800. Nu, 109,800. Deci, 6 ori 3, 18. 6 ori 8, 48. Și cu 1, 49. 6 ori 6 cu 10, da?
Și face 109.800. Da. APB l-am găsit cu exact răspunsul ăsta. Hai să vedem cu ce amintire plecăm la exercițiul ăsta. Ce trebuie să reținem noi? Ce a avut autorul, practic? La prima sfoară, cum știm, numele Gauss. Suma aceasta a primilor, iar numele noi am făcut și din 2 în 2 și din 3 în 3, am făcut tot felul de șmecherii, da? Iar la persoana ta, ne uităm cu simplificare. Sigur, sesizăm că se pot simplifica. Dacă închidem ochii și nu ne uităm de loc, mă ziceam, 1 ori, 2 ori, 3 ori, 59, facem mulțirea asta, nu, ar fost imposibil aproape de un număr imens, 2 ori, 3 ori, 4, 60, și curios, la sfârșit se simplifica și fracția aceea, în final, dădea 1 pe 60. Dar nu așa, nu? Nu. Ci pur și simplu trebuie să observăm ce putem face în data aici când simplificăm. Asta a fost. Să vedem și pe urmă APB. Greutățile. Atenție, la împărțirea două fracții. N-ai voie să stai să pierzi timpul. Aici merg din reflex merge. Traga, nu? Da. Cum se împart două fracții? Mulțim prima cu a doua inversat. Acum să vedem altă. 36. Da? 36. Să vedem ce ne zice autorul. Încercăm să le facem în ordine și vedeți, la fiecare găsim câte ceva interesant. Despre numele B și C se știe că deci APB egal cu 4 și APC asupra C egal cu 5 pe 2. 5 pe 2. Calculați raportul numerelor B și C. Deci B supra C egal cu 5. Deci A pe B știu cât este. A pe C știu cât este. Trebuie să calculăm B supra C. B supra C. Să avem o idee, nu se poate. Trebuie să ne descurcăm. Vreau de la tine inițiativa. Păi, dacă am B supra C, îl caut. Să găsești pe B, să-l găsești pe C și ne locuiesc. B unde ar intra? Care relație intră? A egal cu 4B. A egal cu 4B. Da. E pe B vreau să-l aflu, nu pe A. A. B egal cu 4A. B egal cu? A împărțit la 4. A împărțit la 4. Schimbăm locurile. Deci B de aici, de aici rezultă că B egal cu A pe 4, da? A. Da. Supra 4. Iar din, în partea cealaltă C-ul va fi egal cu? Egal cu 5 pe 2 împărțit la A. C egal cu 5 pe 2 împărțit la A. Nu știu dacă așa este. 5 pe 2 zici tu împărțit la A. 5 pe 2 împărțit la A. De fapt, A... Facem pe ce? C-ul, da. A C-o. Împărțit la 5 pe 2. C-ul este egal cu A împărțit la 5 pe 2? Da. E 2 pe 5, mamă. Da. Am făcut de multe ori, am discutat treaba asta. Hai să iau încă o dată. 3 pe 2 egal cu 9 pe 6, da? Dacă mulțim cu 3, fracție echiunitară. Nu? Asta este. Da. Ei bine, ce calitate au? Unul dintre ei, oricare, e produsul celorlalți împărțit la ăsta. Iată. 3 este egal cu 2 ori 9 supra 6. Vezi de adevărat? 2 ori 9 supra 6. 18 împărțit la 6.
Iată, 9, îl luăm pe 9. Este egal cu ăștia 2 înmulțit în părțile astea. 2 ori, 3 ori 6 supra 2. 3 ori 6 este egal cu 18 împărțit la 2, 9. Asta facem și aici. Fiindcă dorim să-l găsim pe C, avem nevoie de el, C va fi egal cu, te rog să spui, 2A împărțit la 5. 2A, 2 ori A, împărțit la 5. Și acum, cu C-ul știu și cu B-ul știu, ne ducem și înlocuim. Da. B supra C, B supra C, egal cu... Egal cu A pe 4. Bine, difracție mai întâi. Da, totul pe... A supra 4, totul supra... Da, tot pe 2A pe 5. 2A pe 5. Și egal mai departe. Vedem că B pe C este egal cu A pe 4 ori 5 pe 2A. Ori 5 supra 2A. Și egal A cu 2A se simplifică. Și o să fie A cu A se simplifică. Da. Și rămâne 5 supra... 5 supra 4A. 4 ori 2, 8. Deci 4A. 4A, da. A s-a dus cu A de aici, a rămas un da. Aici, da? 5 ori 1, 5, supra 4, 2, 8. 5 pe 8. Asta era valoarea. Deci, eu ce am făcut? Hai să mai vedem o dată. Mi-a dat autorul așa. Da? Deci, calculează BPC. BPC nu este. Tocmai cum se cere. Și atunci am zis, hai să aflăm pe B în funcție de A. Și mi-am închipuit aici că ar fi 1 și atunci B vine A ori 1 supra 4. Cum am spus mai devreme. Iar C este A ori 2 supra 5. Și îndată, cu B-ul și C-ul știut, m-am dus și am făcut calculul rapid. A fost cea mai ușoară idee. Alta ar fi fost să întoarcem raportul ăsta. Noi avem A pe B. Hai să schimb din nou altă idee. A supra B egal cu 4 pe 1, da? Rezultă că B pe A, B supra A, egal cu cine? 1 pe 4. Deci am întors-o pe asta, întors și pe egal asta. Și m-am ca A pe C, A supra C, egal cu 5 pe 2. Hai să le mulțim membru cu membru pe cele două, pe cele două fracții. Din membru stâng și din membru drept. Deci, ce va fi în stânga va fi egal cu ce vom avea în dreapta. Deci de aici rezultă că A supra B ori oricine? A supra B A supra B ori... Nu A supra B, B supra A, pardon. B supra A, că așa am construit, nu? B supra A, nu? Da? Ori? B supra A, ne mulțim. Mulțim, asta A, cu asta. B supra A, ori C. A supra C. Ori A supra C. Ori A supra C. Egal cu dreapta, 1 pe 4, egal la, egal la cui lui B pe A. 4 ori 5 pe 2. 5 pe 2. Și iată, înainte de a face mulțime, A cu A se simplifică. Rezultă că B supra C, hai vorbe și fără și fără cum treci. B supra C egal cu 5 pe 8. 5 pe? 8. 8. Rezultatul rapid, da? Cum ți s-a părut? Care e varianta mai... Da, a doua. A doua. Dacă se prind dacă să... Dacă te-ai prins, întorci raportul. Dar de ce l-am întors eu? Ce mi-a venit mie în minte? De ce chestia asta? Odată un motiv ăsta, dar altul ar fi fost și cel mai important, că aveam nevoie de B la numărător. Uh-huh. Ori B-ul, dacă lăsăm A pe B, l-am înmulțeam așa, membru cu membru, nu mergea B-ul la numărător. Deci din nevoia de a afla, mie mi s-a cerut B supra C. Deci aveam nevoie ca B-ul pe care îl văd aici, să-l surprind la numărător. Da? Și atunci am făcut chestia asta. De aia am întors. Dar aici e important lucru. Când întoarcem o egalitate, două fracții, stânga și dreapta, ne întoarcem, nu întoarcem numai pe prima. Păi dacă am întors pe prima, raportul ar fi fost B pe aia tur 4. Deci totul trebuie întors. Da? Și egal asta. Ei, A pe
B egal cu 4 pe 1, B pe A este egal cu 1 pe 4. Da? Și A pe C o știu, le-am înmulțit membru cu membru, A, B pe A ori A pe C, egal cu, egal asta 1 pe 4, înmulțit cu 5 pe 2, A cu A se simplific și rămâne B pe C foarte rapid. Dincolo am muncit mai mult, hai să recunoaștem. Da. Că a trebuit să scoatem pe B în funcție de A, pe C în funcție de A, să ne ducem acolo, să facem împărțirea, să nu știu ce, am pierdut mai mult timp. Asta trebuie să sesizez, că uneori, dacă te prinzi de anumite chestiuni, nu pierzi mult timp. Între doi colegi, unul se prinde de poanta asta, altul nu se prinde, celălaltul pierde mult timp până când scoate, până nu știu ce. Ei, dar cred că ușor, ușor, descoperim tot felul de șmecherii. Da? Vedem altul. 37. Zice așa. Aflați ABC. Da? 37. Aflați A, virgulă, B, virgulă, C. Știind că suma lor este 63, și A plus B plus C egal cu 63, și că rapoartele C pe B și B pe A, și că rapoartele C supra B, C supra B, egal cu raportul B pe A, și egal cu 4. Deci C supra B egal cu B supra A și egal cu 4. Asta înseamnă că 2B egal cu CA. Egal cu C ori A și egal cu 4. 2B... 2 ori B egal cu C ori A. Dar de unde e 2 ori B? Că eu nu văd. E egal între ele, mama. Este egal aici. Acolo e egal. Va fi că C supra B egal cu 4, B supra A. Așa. Aș fi putut scrie așa. Hai să scriu și în felul ăsta. A pe B, C pe B egal cu cât cu 4 și cealaltă? Și B pe A. B supra A egal cu din nou 4. Da? B supra A face 4. Sunt trei relații. Clar că le putem afla pe A, B și C. Păi putem să amplificăm pe B cu una. Pe B cu un A. Adică, ce vrei, din care relație vrei? Adică, cum ar fi, noi avem că A este egal cu B împărțit la 4. Da. A egal cu B împărțit la 4. Deci, din raportul ăsta, poți să-ți închipui că e 4 pe 1, nu? Și cum am mai spus, aur, există să-l aflăm în funcție de B, da? Deci au e B ori 1, împărțit la 4. C e egal cu B împărțit la 4. C e egal cu B, B împărțit la 4. Și dacă mai putem să facem și pe A. C e egal cu B împărțit la 4. C împărțit la 4. C egal cu 4 ori B. 4 ori B e altceva. Și A este egal cu B împărțit la 4. Așa. Și avem la toate B. Și am aflat pe toate, pe A și pe C, în funcție de B, da? Da. Ei, deci de aici ai spus încă o dată că n-am fost atent aici. Ce mi-ai spus tu? Că C egal cu cine? Că C egal cu 4 ori B. 4 B. 4 ori B. Și deci, că... Și am zis că A este egal cu... A egal cu... A egal cu B împărțit la 4. B împărțit la 4. Deci, și cu A-ul și cu C-ul ne ducem în sus, da? Da. Deci B împărțit la 4 plus B. B împărțit la 4 plus B. Plus 4B este egal cu 63. 63. Este egal cu 63. Și putem să scădem 5B. Să scădem în ambii membri 5B? Da. Dar va veni partea sau altă B? Putem să facem că... Asta e bună. Deci B pe 4
de pe 4. Plus 5 B. Plus 5 B. Da, 63. Și acum? Amplificăm pe 5 B cu 4, pe 63 cu 4. Așa. Cu 4 și 4. Și atunci rezultă că... B pe 4 plus... Nu mai este supra 4, că dacă am amplificat, ar fi și 4 și aici, și 4 de coace, eliminăm numitorul. Am asta aceeași numitor, cum se numește, da? Și acum vine B plus... B plus 20B. Așa. Egal cu... 63 ori 4. Egal cu 63 ori 4. 63 ori 4. Adică... 4, adică 250 de. N-are importanță. Vă seama așa, 63 ori 4. Adică 21 ori B egal cu 63 ori 4. Și putem împărți egalitatea asta prin cât? Putem împărți prin 21. Chiar 21, sigur că da. De-aia am zis eu să nu umblăm la 63. Și ar fi că B este egal cu 3 ori 4. Deci împărțim pe 21 și B egal cu? B egal cu 3 ori 4. 3 ori 4 și egal adică cu 12. Pe B l-am găsit. Dacă l-am găsit pe B, ce fac acum? O să l-am pun și pe C, care e 4 ori B. Sigur că da. Deci ce va fi? C egal cu 4 ori B. 4 ori B și egal cu 4 ori? C egal cu 48. 12 și face 48. Și A este egal cu B împărțit la 4. B împărțit la 4. Și A este egal cu 12 împărțit la 4, adică 3. Egal cu 3. Și cu asta am găsit pe, cât, pe A, cine? Și C. A, B și C. A-ul 3, B-ul 12 și C-ul este 48. Problema este rezolvată. Vezi, aici trebuia să traducem pur și exact ce ne spune autorul, și anume că suma lor fac 63, că raportul dintre C și B și respectiv B și A este 4. Adică ele sunt egale cu valoarea 4. Da? Și îndată trebuia să ne organizăm, spune așa. Ai făcut bine și te-ai gândit să-l scoți pe C și pe A în funcție de B. Dacă ai fi încercat să scoatem funcții de C pe A, nu merge. Deci singura variantă este asta, să scoatem pe C în funcții de B și pe A în funcții de B. Deci aceeași necunoscută s-a fost. Deci cele două rapoarte se oferă posibilitatea să avem pe C și pe B funcții de A. De C și pe A funcții de B. Și cu C și A funcții de B, venim și înlocuim și totul merge foarte bine. Eu am scos cu A și a fost mai ușor. Deci ai scos pe... Deci C egal cu 4B. C egal cu 4B. Da. Și B egal cu 4A din al doilea raport. Și B egal cu... 4A. 4A. Și atunci am avut A în loc de B plus 4A. Deci ai avut așa. Pe C egal cu cine de aici? C egal cu 4B. 4B. Și egal cu 4 ori 4A. Ah, că B asta. Egal cu 4A. Bine. Dar deodată, da. Să zicem, n-ai fi reușit deodată, ca strategie la un elev care s-a apucat de lucru, spune așa. Văd pe D comun celor două rapoarte și atunci scot celelalte funcții de aceeași necunoscută. Asta e strategie clasică. Da. Că tu ai zis C egal cu 4B și că pe B e 4A și 4 ori 4, 16, ca și mai fi adus la aceeași numitor da, acolo. Și da, și repede, am mers mai repede. Da, n-ai mai avut fracții. Da? N-ai mai avut fracții și ți-a părut mai rapid. Însă ea, el, elevul care stă și urmărește aici, nu se împiedică de aduce la aceeași numitor, ci el pe moment îți spune care din necunoscute, care e necunoscuta comună celor două, B-ul. Și atunci scoate pe C și pe A funcții de aceasta. Okay. Așa trebuie procedat. Asta e strategia. Că uneori se întâmplă ca făcând manevra aceea și te duci mult mai repede, e altă poveste. Dar n-ai făcut decât aducerea la același numitor pe care nu ai făcut-o la momentul potrivit, să o fi făcut mai devreme. Da. Chestia asta, da? Așa.
Bun, asta a fost exercițiul numărul 37. Hai să vedem 38. Vezi, Miruna, ce lucru important facem? La fiecare exercițiu stăm și analizăm și vedem care sunt lucrurile importante cu care rămânem, da? Deci 38 spune așa, calculați termenul necunoscut din A mic. 5 supra x egal cu 0,20. Hai să ne ducem să recuzăm. Echivalent, cum se scrie, 5 supra x egal cu? Egal cu? 20 plus 100. 2 pe 10. Că 0 ăsta nici n-are nicio importanță, da? 2 pe 10, care înseamnă 1 pe 5. Așa vine? 2 supra 10 înseamnă 1 supra 5. Și de acolo trebuie să scoatem pe x. Păi 25 este egal cu x. Gata, deci x egal cu 25 împărțit la 1, 25. Terminat de ghiști. Punctul B. X supra 9 este egal cu 4,2. Vorbește că se aștept capa și lucrează repede. X supra 9 este egal cu 42 pe 10, care se simplifică prin 2 și este egal cu 21 pe 5. Și x pe 9 este egal cu 21 pe 5. Deci x pe 9 ai spus că este egal cu 21 pe 5. De unde îl scoatem pe x? X egal cu 9 ori 21 supra 5, da? Hai, calculează repede. Și 5x este egal cu 189. Și atunci... Nu 5x, ai zis că dată x egal cu, așa mi-ai zis, cu 9 ori 21. Egal cu supra 9 5. Ori 21 supra 5. Egal cu 9 ori 21 mulțim, nu mai se simplifică cu nimic. Cu 189. Supra 5, nu? Da. Deci e egal cu 189 împărțit la 5. 189 supra 5. Rămâne fracția asta. Nu mai frământă, să fac împărțirea. Nu se poate exact. Mergem și vedem A, B, C. C-ul. 11 supra X. 11 supra x este egal cu 1,4. Adică 14 pe 10. Adică 14 pe 10, adică 7 pe 5. De unde x va fi egal cu? De fapt, 7x egal cu 55. De ce spui 7x? E mai ușor. Nu, te spui x egal cu 11 cu ori 5 supra 7. Ce să mă spui? X egal cu 11 ori 5 supra 7. X egal cu 11. Ori 5 supra 7. Ori 5 supra 7. 55 ori 7. Corect. Ca să spun 5x egal cu x egal cu... Pierd niște timp. ABCD. Zice 9 supra x egal cu 4. 9 supra x egal cu 4. Da? Zic repede. X egal cu 5. 9 supra x egal cu 4. Și atunci x... Poți să pun 4 pe 1 ca să-ți fii și mai clar. Poți să pun că x este egal cu 4 ori 9. X egal cu? X este egal cu... Eu așa zic 4x egal cu 9. Da, dacă te-am rugat să urmărești, să faci așa, ce eu zic așa. Păi zici 4x egal cu 9 și pun x egal cu 9 pe 4. De ce se pierde în timpul? Deci x egal cu 9 ori 1 supra 4. Da. Deci x egal cu 9 ori 1 supra 4, da? Da. E. Tu m-am insistat pe a scoaterea unui termen dintr-o proporție, da? 8,3 supra 5 egal cu x. Cu x. Atunci 83 pe 10 punem la defracție și să vedem că 83 pe 10 83 supra 10 totul supra 5 egal este egal cu x. De unde avem că 83 pe 10 ori 1 pe 5 83 pe 10 ori 1 pe 5 este egal cu x. De unde avem că 83 pe 10 egal cu x. 83 pe? 50. Deci x egal cu 83 supra 50. Terminat ești. F, care se zice așa.
6,4 în perioadă x egal cu 8. 6,4 în perioadă. O să avem 6 între, punem linia de fracții și avem 6 întregi și 4 pe 9. Totul pe x este egal cu 8. Unde o să avem 6 întregi x plus, da, și 4 pe 9, totul supra x, x egal cu 8. Și unde o să avem cu 8x este egal cu 6 9 plus 4, adică 9,654. Deci 8x a zis așa. Da, 8x este egal cu 9,654 cu 4,58. Deci 6 9, 54, 58, dar zis, da, nu? 58 supra 9, nu? Da. De unde rezultă că x va fi egal cu supra 9, de unde rezultă că x va fi egal cu 58 pe 9 ori 1 pe 8. Ori 1 pe 8. De unde rezultă că 58 cu 8 se mai simplifică prin 2. Ia să vezi. Și o să fie 4 cu 58 împărțit la 2. 4 cu 29. Și deci, avem 29 pe 36. 29 supra 36. Cu asta am făcut și exercițiul numărul 37. Să vedem 38. 38 l-am făcut acolo. 38 l-am făcut? Da, la 39. Da, 39. Găsiți 3 numere. Știm că raportul dintre primul, al doilea, primul și al doilea este egal cu 4 pe 2. Deci să găsim 3 numere A, B și C. Cine sunt acestea? Știind că raportul dintre primul și al doilea, adică A pe B, este egal cu 4 pe 2. Așa. Iar raportul dintre al doilea și al treilea, adică, te rog să vorbești, adică tu, B pe C, B supra C, este egal cu 9 pe 7. 9 supra 7. Iar suma lor este cel mai mic număr. Suma lor, adică da, A plus B plus C. A plus B plus C este cel mai mic număr natural de forma X, Y, 4. Cel mai mic e 1, 0, 4. Atenție, cel mai mic număr 1, 0, 4. O clipă. Este cel mai mic număr natural de forma asta, Y, 4, mai mare decât 400, și divizibil cu 36. Deci, este cel mai mic număr de forma asta, XY4, mai mare decât 400, așa, și tot el ăsta, XY4, să fie divizibil la 36. Trebuie să-l găsim suma asta. Deci cel mai mic număr, parcă nu? Da. Cel depășește 400. Așa, și divizibil 404, nu are, nu? Cel mai mic număr, care să fie mai mare decât 400, ar fi 404. Și trebuie să se divide la 36. 404 ori se împarte la 36? Da. Înțeleg. 4 ori 9, nu? 36 înseamnă 4 ori 9. E 11 perioadă. Nu se împarte. Dar hai să vedem. Ca să se împartă la 36, trebuie să împarte și la 4 și la 9. Când 36 este 4 ori 9, da? Deci în 36 este 4 ori 9 acolo. Păi la 4 sigur se împarte cu ultima cifră, 4 și e 2, cum ar fi când un număr se împarte la 4, 4 când ultima cifră, ultimele două, mă, când ultima cifră e 4. Când ultimele două cifre sunt 4. Când ultimele două cifre, când numărul se împarte la ultimele două cifre. Mm. Adică când ultimele două cifre se împart la 4. 0, 4 se împarte la 4. Deci, cum am zis noi, noi îl suspectăm că 4 este 4, da? Să fie. Că ăsta ar fi primul care depășește pe... Da, ar fi 504. Că trebuie să... Suma tuturor cifrelor trebuie să fie divizibilă cu 3, cum ar fi la 9.
Păi suma tuturor cifrelor trebuie să fie divizibilă la 9, nu? 9. Că pe 4 îl avem așa, dar la 9. Și ca să facă 9, cât ar trebui să... Tu zici 500, da? 504. Da, 500 mare, că ai pus 100. Da, pe asta zicea și noi să-mi vedeți. Dar 13 ori 2 dă... 4 și 4 fac 8, îmi trebuie un 1. Și da. Tu 1 l-ai pus aici. Dar nu putem pune aici? Dar ar fi 300... Nu, 400. 414. Da. Deci 414 are calitatea de a se divide și la 9, că suma cifrelor se împarte exact la 9, și se împarte și la 4, pentru că ultimele două cifre, 14 nu se împarte. Nu se împarte. Deci, iată că am stricat. Joc. Am stricat jocul acolo. L-am stricat la divizibilitatea la 4. Nu facem împărțirea la 4, că nu merge. Ce mai e? Da. Deci știm sigur. Atunci, hai să, să modificăm... să modificăm... Deci, sigur, aici pe 4 nu-l putem modifica. Nu? Da. Dacă punem 2 aici... Bine, nu. Că îi împarte și nu e împarte. Ca să împartă la 4, cine dar ar fi? Dar știți că până la 1504. Că nu e nici 10, nu e nici 15, nu e nici 12, dar 14. Adică 36 ori 14 dă 504. 36 ori 2, 13 dă un tot un număr mai mare decât 400, numai că nu e cu, nu e cu 4 la sfârșit. Cu 12 iarăși, nu e cu 4 la sfârșit, iar cu 11 e mai mic. Noi trebuie să... Deci să facem așa. Deci sigur ce să facem. Hai să urmărim, să vedem cum eliminăm. Deci dacă am pune 2, că noi nu vrem să creștem foarte repede cu la 100. Da. Deci creștem cu multă grijă. Deci 2 n-ar fi, că 24 nu se împarte... La 4 se împarte. Da, se împarte la 4, da. Dar l-am stricat la 9. Da. 3. 34 nu se împarte la 4. 4. 44 se împarte, dar nu se împarte la 9, că 4 ori 3, 12, da? Deci la 5, 6. 5. Deci așa controlăm. N-avem voie să sărim deodată. Da. Da? La 5. 4 cu 5, 9, nu? Da, nu se împarte la 9. Dar 54 nu se împarte la... 4. La 4, nu? Nu se împarte la 4. 6. Da. 64 se împarte la 4, la 4. Dar l-am stricat pe 9. 7. 8 și cu 7, 15, nu se împarte la 9. Iarăși 8, iar 8, nu. 8, nu. 9, nu. Și acum iar 0. Atunci e 0 și mișcăm pe ăsta. 504. Și atunci este cel căutat. Știți ce m-am gândit? Eu m-am gândit ar fi 500, pentru că X-ul n-ar trebui să fie egal cu 4, nu? Nu, dar nu spune. Era de forma. Dar nu spune că trebuie să fie. Spune? Nu spune că trebuie să fie diferit. Nu. Și controlul trebuie făcut așa cum l-am făcut așa acum. Trebuie. Odată. Și altă idee ar fi fost să facem multiplu de 36. Asta am făcut acum, că nu mergea 36 ori 14, dădea singura cifră cu 4 la sfârșit. Da, deci 36 ori... Ori cât? Cât se fac cu 4 la sfârșit. Da. Deci multiplu de cât? Deci deodată. Și atunci gândeam peste 509... 504 foarte repede, că ori 12 nu dădea, da. 12 nu dă. 13 nu dădea tot cu... 13 nu dă, da. La 36 da, da. Controlul este ca la sfârșit să fie un cifra asta, da? Deci, în fel, ori cum am procedat noi să urmărim divizibilitatea și cu 4 și cu 6, și 4 și cu 9, iar eu am mers pe jocul ăsta, nu m-am dus deodată așa cum de acel lumea luna, pentru că am vrut să exersez pe ce înseamnă divizibilitatea la 9 și la 4. Printr-un exercițiu repetat în mai multe situații, mi se imprimă în minte, să zic, foarte clar, criteriul de divizibilitate la 4 și la 9. Asta a fost strategia didactică a mea. Dar așa am gândit ca să pot, prin acest exercițiu, să ne fixăm foarte bine.
divizibilitatea la 9. Bun, și acum vedem că putem iarăși să-l punem pe B. Deci, să scriem aici pot să pun deodată 504. 504, da. 504. Și o să avem că A este, A împărțit la B este egal cu 2, pentru că 4 împărțit la 2 e 2. 4 pe 2, așa zis 4 pe 2, acolo? Da. Așa a zis dumneavoastră. Da, dumneavoastră. Voi fi scris tâmpenie, știi eu. Da, egal cu 4 pe 2. Dar 2. Așa. Și de aici... Și de aici zice că B egal cu A împărțit la 2. B egal cu A împărțit la 2, da? Da. L-ai scos pe B. Da, pentru că și l-avem și la 2 tot pe B. Păi atunci invers. Pe A în funcție de B și pe C în funcție de B. Nu ați zis așa că faci strategia? Da. Deci A în funcție de B. Da. Deci de aici scoatem că A egal cu 2, 2B. B și că C. Și că C este egal cu 9C pe 7. C egal cu 9C pe 7. O să fie 9C. Adică 9 ori C pe 7. Cum să fie 9 ori C? C în funcție de C? Adică... Deci C, hai să mă încă o dată. C este egal cu 9 pe 7 ori 9 pe 7 ori B. Dar de ce nu vrei să faci ce spun eu? B ori 7 supra 9. Da. Deci C egal cu B ori 7 supra 9. Da? C egal cu B ori 7B supra 9. Și cu A o știut, C o știut, ne ducem acum în relație, da? 2B plus B 2B plus B plus C o care este 7B pe 9 7B supra 9 egal cu 504. 504. Și putem să facem 10B egal cu... De ce 10B? 10B... Dar de ce 10B? Pentru că 2B cu B e 3B, 3B cu 7B e 10. Păi dar nu ai voie să la bun, că ăsta e 7B pe 9. Păi putem 504 ori 9. Păi dar și aici la 3B. Deci uite, minuna, grijă multe că sunt greșeli grave care le faci. Deci, am înțeles că i-am după ăștia, fac 3B plus 7B supra 9, egal cu 504, da? Da. Și acum aducem la același numitor peste tot. Dar nu pot să împart, să înmulțesc cu 9? Păi asta spun acum. Aducem la același numitor. Înmulțim aici cu 9 și aici cu 9, nu? Da. Și atunci vine cât? 27B. 27B. Plus 7B. Egal cu? Egal cu 504 ori 9. 504 ori 9. Tu ce ești mesmeră? Mi-ai spus că 3 ești cu 70B. Vezi că-s 27B și cu B. Și cu 7B. Deci face 34B. 34B este egal cu 54 ori 9. 54 ori 9. Lăsăm așa. De unde B va fi egal cu 504. B va fi egal cu 504 împărțit la 34. 504 ori 9. 54 ori 9 împărțit la 34. 34. Ia să vedem. Se simplifică prin cine? Printr-un 2, nu? Da, până la dată prin 2. Și vine 2... 2 în 10, 5... 252, da? Da. 17. Pe 17. Și nu se mai simplifică. Da. Și avem 252 ori 9. 252 ori 9. Care e egal cu 252 ori 9. Deci 252 ori 9 e 2268. 2268. Deci B este egal cu 2268. Te-ai zis, da? Da. Supra 17. Da. Și cu B-ul știut, ne ducem și o aflăm pe A. A egal cu... Vorbește. A egal cu... 2B. 2B, adică 2 ori 2 ori 2268 pe 17. Da. Egal adică cu... A egal cu 16, dar 6, 13, 5, 4. 4536 pe 17. Deci, au este egal cu 4536, 4536 supra 17, da?
Da. Și ce va fi egal cu? Și ce va fi egal cu b ori 7, adică 2267/17 deci ori ce? 7 pe 9. Egal cu 7/9 ori 7/9 ori 2268/17. Și mulțim 7 cu 2268. 2268 împărțit la 9 se poate, adică se împarte. 2268 la 9, 4, 10, 18, da? Da. 252, tocmai am făcut-o invers. Cât este? 252. Deci o să vedem că ce este egal cu 252 ori 7 pe 17, adică... 7 ori 2, 14, 1765, 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. 1764, da? Da, pe 17. Și l-am găsit și pe C, egal cu 4536, 36 supra 17. Da? Și ăsta am găsit pe A, B și C, așa cum ne-a cerut autorul. Să vedem alte exerciții. Suntem la cât? La 40. Nu s-a făcut timp, oare? Am văzut ceva la 40. Mai e 56, domnul profesor. Te rog, da.